Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, așa trebuie să fie dacă zice Bebe Cotimanis. Titlurile zile sunt absolut fantastice. Distracție, nebunie, subiecte tari. Te vă rog, plătesc orice pot. Dacă n-ai iubire, nu poți spune că ai tot. Eu sunt pupăcios, de așa m-am născut. Mai rar așa o dragoste adevărată. Se întrec în declarații și răsfățuri. Stați cu noi să vedeți doar la Exclusiv VIP cât de mult se iubesc proaspeții însurăței Cleopatra Stratan și Ed Sanda. Mie până și te iubesc, mi se pare că e un cuvânt mic pe care îl zic. Ea înseamnă mai mult, extraordinar de mult pentru mine. Învățați de la ei cât de des se spune te iubesc. Eduard Sanda și Cleopatra Stratan ne dezvoluie limbajul iubirii. Doar la Exclusiv VIP. Este persoana alături de care îmi văd toată viața asta. Nu mă văd fără ea niciodată. Nu pot să-mi imaginez. Dragoste, vă rog. Elena Gheorghe rupe tăcerea. Care este adevăratul motiv pentru care nu își expune familia? Aflați azi la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Toată lumea credea că Mihai Albu o să se recăsătorească cât de curând. Însă, iată că celebrul designer de modă ne-a șocat cu ultima declarație oferită într-un interviu marca Exclusiv VIP. Stați cu noi și veți afla chiar de la el dacă se însoară sau nu. La ce nivel este relația dumneavoastră cu actuala iubită? Într-o scară de la 1 la 10. 1 la 10? Pe la 6, așa. Drum lung, dacă până să luăm o hotărâre dacă se va întâmpla sau nu, marele pas. Cu mână mă zic, cu alta mă împingi, odată mă zici și odată mă stingi. Da, doamnelor și domnilor, urmează Porumbei pe o cracă. Domnul Moris, ai văzut ce frumos? Îi știi pe ăștia micii? Nu știm, dar știi, sunt și eu curios dacă Cleopatra era băiat. Cam cum s-ar fi intitulat? Stai să zic, mi-a povestit că asta e tare, foarte bine ai zis-o. Mi-a povestit Mădălin Voiu, care vine aici, că a fost chemat. Dă un bulibaș în casă să-i poteze pe copilașul următor. Ce o să fie, fetiță? Și ați ales numele Cleopatra în casă. Bă, frumos, niciun fel de problemă. Alo, nașule, da, s-a ales cu copilul, bravo. Fetiță, nu? Nu, nașule, că nu ne-am fost, n-am fost atenți. E băiețel, bravo, și cum îl cheamă? Păi dacă ne-a hotărât la numele, a zis să-i zicem Cleopatru. Prin urmare, doamnelor și domnilor, Cleopatra și Cleopatrul ei. Îl soarbe din priviri când se uită la la proaspătul său soț, Eduard Sanda. Cleopatra Stratan s-a transformat din fetița care l-aștepta pe ghiță la portiță într-o femeie senzuală și fermecătoare. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor și tocmai ce s-au întors din luna de miere. Cum li s-a schimbat viața de când s-au căsătorit cu acte în regulă, ce declarații de dragoste își fac și cum se răsfață, dar și când și-au propus să devină părinți, aflați imediat la Exclusiv VIP. V-ați întors din luna de miere, cum a fost? Excepțional, foarte frumos, am mai fi vrut, nu s-a mai putut, pentru că oamenii aveau nevoie de noi, nouă deja ni se făcuse dor de familie, de casă, de cei dragi și așteptăm cu nerăbdare a doua vacanță. Plănuit-o deja? Ne gândim. Avem idei. Suntem în căutare. Opțiune, așa, da, dar să vedem dacă și în lume o să fie tot ok, atunci
Doamne ajută. Da, e mai greu să-ți planifici dinainte vacanțele, pentru că se schimbă restricțiile, se schimbă cazurile, se schimbă tot. Acum e foarte imprevizibilă situația dată, așa că nu vrem să ne grăbim din punctul ăsta de vedere și să luăm o decizie sau să ne planificăm atunci când prindem o perioadă mai convenabilă. Cum sunteți voi așa acum ca proaspăt căsătoriți? Ca înainte. Și mai fericiți. Da. Nu s-a schimbat absolut nimic. Păi un document în plus în casă și niște inele pe deget, din punct de vedere material, dar... Da, confirmarea noastră că suntem soț și soție, asta ne-am dorit-o cel mai mult. Și acum, normal că suntem mega fericiți, pentru că a fost cumva un vis pe care l-am îndeplinit, pe care ni l-am dorit și uite că a prins contur frumos. A fost așa cum ai visat tu, Cleo, ziua anunții tale? Da. A fost exact așa cum am visat amândoi, pentru că n-a fost doar dorința mea, a fost și dorința lui. Am discutat-o înainte. Să facem... Nu facem obiceiuri, nu se fură vireasa, nu... Da, da, da. Am vrut să fie ceva foarte restrâns, lejer, alături de toți oamenii noștri dragi care au putut să ajungă la eveniment. Să fie atipică față de celelalte nunți, din cap până în picioare, de la roche până la ultima clipă, de la roche până la tort, ca să zic așa. Și ne-am bucurat foarte mult de nuntă, din prima clipă până în ultima. A fost cea mai frumoasă zi din viața noastră, da. Cu emoții, cu râsete, cu dans, cu energie, cu lacrimi de fericire, bineînțeles, cu glume, cu veselie, așa cum trebuie să fie orice zi din viața noastră, de fapt, dar mai ales o zi ca aceasta. Dacă ar fi să-i faci o declarație de dragoste acum soției tale, cum ar suna? Păi, ea știe cel mai bine ce simt pentru ea și deja orice aș spune, orice, deci mie până și te iubesc, mi se pare că e un cuvânt mic pe care îl zic. Ea înseamnă mai mult, e extraordinar de mult pentru mine și este persoana alături de care îmi văd toată viața asta, nu mă văd fără ea niciodată, nu pot să-mi imaginez, pentru că e conexiunea pe care am avut-o încă de la început și asta persistă și o să persiste veșnic. Cum zice și piesa noastră, cel puțin o veșnicie, e tot ce mi-am dorit, tot ce am căutat și... adică tot, orice aș spune mi se pare foarte puțin pe lângă ceea ce simt. Chiar vreau să întreb cât de des vă spuneți voi așa, te iubesc. Foarte des, cel mai des. Adică... Bine, nu-ți imagina că la fiecare două minute, dar... La fiecare jumătate de oră, așa, nu... cam așa. Să nu mai... Da. Ne spunem des, în fiecare zi, pentru că simțim nevoia să ne spunem asta, pentru că simțim asta, în primul rând, și noi ne alintăm în casă, suntem foarte copilăroși, așa, și nu ezităm niciodată să ne spunem te iubesc sau să ne îmbrățișăm sau să ne pupăm sau să... să ne alintăm unul pe altul, pentru că simțim nevoia să facem asta, ne place să fim așa și așa suntem noi. Și încă un lucru, îmi doream să întâlnesc pe cineva, pe lângă multele calități pe care le are, să întâlnesc și eu pe cineva care e ca mine pupăcios. Eu sunt pupăcios, de așa m-am născut. Ea e și mai pupăcios ca mine. Vă completați. În orice. Așa e. Este sufletul tău pereche, nu? Așa e. Totdeauna o să fie. Cum vă răsfățați? Pe lângă fapt, nu știu, vă aduceți micul dejun la pat, vă jucați, vă hârjoniți, cum, ce surprize vă faceți? Exact ce ai spus de la A la Z. Deci toate... Da, facem tot felul de lucruri, râdem, glumim, facem glume între filme, noi. La desene animate, la ne alintăm, dezmierdăm cuvintele, adică... Și pe lângă chestiile astea ne și completăm foarte mult în carierele noastre, în viețile noastre, când, nu știu, de exemplu, în alegerea unei piese sau așa, ne sfătuim cum ar fi mai bine, cum o văd eu, cum o vede ea, hai să alegem varianta cea mai bună, adică e peste așteptările mele, nu credeam că sunteți ca așa ceva și mă bucur mereu, în fiecare zi. E totul mai lapte și miere așa la voi? V-aș certa vreodată mai serios? Nu ne-am certat niciodată, pentru că, în primul rând, am avut motiv să o facem, din moment ce ne înțelegem foarte bine, ne și citim gândurile, adică știm deja ce vrem să spunem, știm ceea ce simțim unul pentru celălalt și, în loc să ne certăm, preferăm să stăm la calm și să analizăm situația împreună și să discutăm. Să se certe alții, domnule. Ce atâta ceartă? Ia uite, nu mai poate lumea să înțeleagă bine. Corect, așa este. Cum v-ați cunoscut voi? Când s-a aprins așa flacăra? La mine de la prima vedere, după aceea
am început să simțim și unul și altul mai puternic, până am avut curajul peste un timp să ne spunem treaba asta și de atunci a început povestea noastră de dragoste. Lumea crede că totul s-a întâmplat într-o secundă, dintr-o secundă, dar noi de fapt avem niște ani în spate, ne știm, am vorbit, ne-am cunoscut. Am fost cei mai buni prieteni la început, după care prietenia asta s-a transformat în ceva mai puternic. Cei mai buni iubiți și după care cei mai buni... Căsătoriți, da. Se apropie ziua ta de naștere, ce crezi că îți pregătești așa, Eduard? Habar nu am. Nu vrea să-mi spună nimic, nici măcar un indiciu și nici nu-i cer asta, pentru că îmi plac surprizele și eu cred că el știe cel mai bine cum să mă surprindă. M-a convins de-a lungul anilor și mi-am dat seama că dacă totuși vrea să-mi fac o surpriză, oricât de mare sau cât de mare sau cât de mică n-ar fi amploarea ei, o face din suflet și asta mă bucură cel mai mult, gestul, faptul că face asta și că se gândește, că vrea să mă surprindă, că știe că îmi place. Și în același timp mă bucur și eu. Da, corect. Dar tu ce-ți dorești cel mai tare de ziua ta acum? Wow, sincer îmi doresc să putem să adunăm cei mai dragi oameni care iarăși o să poată să ajungă. Să fie posibil să ținem o petrecere cât de mică nu ar fi. Dar, de fapt, cel mai mult, sincer, în perioada asta îmi doresc să fim sănătoși, pentru că... Să ne ocolească COVID-ul. A trecut și pe la noi, că nu a putea. A trecut și pe la noi, a bătut la ușă, l-am alungat și gata, nu bine, mai... Da. Cel mai mult asta îmi doresc, să ne fie familiile sănătoase și restul le facem, restul se fac. Cine gătește la voi acasă? Ambii. Amândoi? Da, da. Bine, nu prea apucăm să gătim pentru că fiind foarte desplecați de acasă, mai mâncăm pe unde apucăm, prin oraș, pe la studio. Dar ne place când ne punem să gătim, ne surprindem unul pe altul. Adică știm exact ce vrem, trebuie. Ce pofte avem, ce... Da. Acum a fost nunta, dar presupun că toată lumea se așteaptă la moștenitor. Nu vă întreabă când vine bebelușul. A, da, s-a speculat. O să vină el la un moment dat, dar nu acum. S-a speculat de nenumărate ori faptul că aș fi însărcinată, faptul că sunt însărcinată. De 12 ori, cred. De mai mult, chiar cred că de mai multe ori și nu doar acum după nuntă, dar chiar și înainte de când suntem împreună. Dar, na, oricum, toată lumea presupune și așteaptă probabil lucrul ăsta, mai ales că e inevitabil că după ce ne-am căsătorit să apară la un moment dat vestea respectivă. Dar nu ne grăbim, vrem să mai așteptăm un pic, iarăși nu ne grăbim nicăieri. O să vină exact atunci când o să trebuiască și considerăm că așa trebuie să fie. Toate la timpul lor, așa cum s-a și întâmplat și între noi și cel mai corect și cel mai bine așa. Vă doriți o familie numereasă? Scuză-mă. Să vedem ce-o da Dumnezeu, acum fetiță să fie. Este piesa mea în primul rând și o cânt la toate concertele. Dacă mai vin bani de la piesă în continuare. Că se difuzează. Se difuzează. Și nu doar aici, cât și în afară. Cât și în afară, dar na, ce ține de bani nu mă ocup eu personal. Ce ține de bani este un subiect așa... Confidențial. Confidențial, să zic, pentru că n-am. Dar voi acasă cine e cu banii așa? Cine ține cardul? Amândoi. Nu a fost niciodată... N-avem un loc secret. Ah, ba da, avem. Avem o cutiuță în care noi avem așa o chestie de-a noastră. De la fiecare încasare pe care o primim, punem, nu știu... O sumă de lei, da, o sumă. 100 de lei, 200 de lei, 50 de lei. Și adunăm și la un moment dat îi punem pe un card, îi lăsăm acolo pentru... Pentru zile negre, exact. Nu neapărat, dar... Na, îi strângem, ne place nouă. Eu de mică mi-a plăcut să strâng și lui tot, așa că... Da, dar ca să-ți răspund la întrebare legată de cine are acces la treaba asta, amândoi avem, n-am avut niciodată secrete, nici nu avem unul față de altul. Ce ține de banii familiei, pentru că deja suntem o familie, îi gestionăm împreună, îi discutăm împreună, muncim amândoi cot la cot, atât împreună cât și separat, așa că pe treaba asta chiar nu se pune problemă. Vreau să am mult la mie, distrați-vă până la 8, că după aia vin organele și vă ia la control. Sau pe ascuns, dacă vă ține. Da, v-ați ascunsele. Da. Dacă nu vă ține, vorba lui Morris, aveți grijă cum vă jucați să nu cădeți direct în ea. Adică, da, e clar. Doamnelor și domnilor, în fiecare vineri avem câte un copil absolut senzațional. Avem întrebări extraordinare pentru el. Nu știați din seria ce naște din pisică,
ce să vă spun? Un copil absolut extraordinar, foarte talentat, fermecător, ca mama ei. Colega noastră, Livia Graur, are un copil minunat, pe Renata. Să le întâmpinăm! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, poftiți domnișoarelor și doamnelor, vă rog să luați loc acolo. Măi, Renata, măi, dar ce fetiță mare ești tu, deși tu ai doar 8 ani de zile, dar ești o adevărată domnișoară, așa, nu? Mulțumesc. Cu cine se mai mult, cu mami sau cu tati? Cu tati. Așa e? Cu tati, cu tati. Dar am vrut să văd ce ești copilul, știi? Am auzit de la mama ta că tu ești un copil foarte muncitor, dornic să facă sport. Cu ce te ocupi tu așa în fiecare zi? În fiecare zi, păi, cu școală general. Mergi la școală sau ești online? Merg la școală. Așa? Și în două zile ale săptămânii merg și la not. Bunele, bravo. Îți place notul? Da. Bravo. Cum e Renata, Livia? Renata este un copil minunat. Știi povestea cu cioara? Ei, da. Da. Cunoaște. Avem este și noi. Este cea mai cea de pe fața pământului, dar dincolo de asta este într-adevăr un copil minunat care ține foarte mult cont de ce o rugăm, ține foarte mult cont de așteptările noastre. Nu știu să existe un copil mai preocupat de părerea părinților decât Renata. Contează și cum îl educi și cum este încurajat. Așa, îngeraș, grozav ești tu? Așa, exact. Ești chiar sigură de chestia? Așa mi se zice, acum... Dacă așa zic, nu te-or păcălie ei, nu? Da. Părinții tăi. Foarte frumos. Fii atent, noi o să mai vorbim despre tine, dar de obicei, la această rubrică în care ne întâlnim vineri, se întâmplă așa, Tudor întreabă, Tudor, da? O să-l vezi imediat cine e Tudor, Tudor e băiețelul meu, dar căruia îi place, și copiii vedetelor răspund. Ia să vedem, doamnelor și domnilor, la ce s-a gândit Tudor astăzi. Eu habar n-am, el știe ce face acolo cu mami. Ia să vedem. Să-l auzim. Bună, Renata! Bună! Am niște întrebări pentru tine și o să le spun chiar acum. Așa. 1. Ce schimbare ai face la mama ta dacă ai putea? I-ai schimbat-o pe mami ceva? Ai schimbat, nu știu, să fie mai așa, mai încolo? Ceva cât de mic acolo, e imposibil să fiu perfectă, nu se poate. Da. Ești foarte drăguță, dar totuși gândește-te, dacă ar fi așa adică ceva... Adică mami te îndeamnă să schimbi ceva, eu zic să te gândești. Chiar n-am ce. Nimic. Băi, mami, așa grozavă ești tu. Ai văzut? Copil grozav, mamă grozavă, suntem minunate. Ce să, da, dați-vă, mai respirați, băieți, mai respirați. Da, doamnelor și domnilor, e o relație specială între Renata și Livia, se vede lucrul acesta. Trecem la întrebarea a doua. Da, domnul Tudor. 2. Ce vei face primul lucru când se termină pandemia? Cred că voi începe... Chiar, cred că voi începe dansurile. Dansurile? Ți-e dor să faci dansuri, nu? Da. Da? Da. Tudor, de exemplu, când a fost pusă întrebarea asta, a zis că n-a mai călătorit, că noi ne-am oprit. Suntem oameni cu capul pe umeri. Și adică, noi ne-am oprit destul adică, de... Andreea Maria a spus foarte clar vinerea trecută pe vremea asta. Că era pe avion când a venit din Italia... A luat COVID, așa că aveți grijă. Nu vorbiți cu Toni Grecu, vă fac așa, ca să înțelegeți de ce. Dom'le, da, deci nu te gândești să călătorești, nu? Pe tine te interesează. Dar îți plac dansurile? O să fii tu mare dansatoare așa? Nu cred. Dar atunci care-i treaba cu dansul? Nu știu. A făcut dansuri vreo 2 ani de zile și... Și mai vrea. Da, a obținut o grămadă de premii, de diplome, avem cupe acasă, un perete întreg cu diplome și a venit pandemia și ne-am oprit. Pentru că mami a zis, stop, locuri, spații închise, aglomerație, fără mască, nu e ok. Deci, și cu călătoritul la fel. Da, pupă pe mami din partea noastră că gândește foarte bine, așa se face. O mamă, da. o mamă grijulie cum avem și noi acasă. Domnul Tudor, ce mai aflăm noi, măi șefule? 3. Ai vrea să fii prezentatoare TV când vei fi mare? Nu. Nu? Na. Mai devreme mi-ai spus că da. M-am mai gândit și nu. Dar dacă ai fi așa, așa ca o prezentatoare, ai încerca să dai așa, să vorbești ca mami, așa să încerci să vorbești ca ea? Da. Da? Domnul Tudor, mai aveți o întrebare? Uite, Renata zice că s-ar mai gândi la treaba asta. Ce zici? Renata, uită-te acum la prompter și citește informația pe care o avem pentru tine.
Ia să vedem. Ia uzi. Uite. Dragi băieți și fete, cu fundițe, avem o știre de ultimă oră pentru voi. Elsa a lansat... A lăsat regatul înghețat la ea acasă și tocmai ce se pregătește să ajungă la București. O să fie nebunie și o să petrecem o zi ca în povești. Vine la... Braț? Braț, n-are diacritice. Vine la Braț cu Ana sa... Să viziteze? Să viziteze toate frumusețile de la noi. Vrea să vadă cei magii poate face la noi și cu ce fetița frumoasă și curajoasă se poate întoarce la ea acasă. Să îi ofere o vacanță de vis într-o atmosferă de poveste. Sunteți pregătiți să intrăm în lumea bazmelor împreună? Ia zi, e ușor ce face mami în fiecare zi. Nu, dar... Uite, deci mami, practic, ca pentru a da știrile în ritm, într-un ritm alert, că de-aia se citește de pe promptul ăla și nu poate să țină lumea minte toate informațiile alea, înțelegi? Trebuie să fie prietenă cu televizorul ăla, înțelegi? Și să fugă literele alea cum trebuie sau să nu fugă. Nu e simplu, nu? Mai ales că n-are diacritice. Eu am diacritice la știri, să aici, știi. Aici la noi, probabil, colega mea a scris pe telefon și de aici a fost. Deci, asta a vrut să știe Tudor. Deci, dar când o să, ce să te faci până la urmă când o să fii mare? Deci, nu te, cu prezentatoarea te mai gândești. E o vârstă la care ai voie să te răzgândești. Ce vrei să te faci? Nu știe. Nu știi? Dar să știi că nici eu n-am știut. Până la 19 ani mă tot întreba mama: dar ce o să faci? Ce vrei să faci? Nu știu. N-am. Și drumul, iată, m-a dus păi și cum, în direcția asta. La 19 ani, cum ai cotit-o, ca să zic așa? Păi eram la facultate și la un moment dat mi s-a oferit șansa să lucrez în televiziune. Și am zis, da, cum să nu? Și am încercat și am reușit și uite că de 14 ani tot asta fac. Foarte frumos. Te uiți când prezintă mami? Da. Și cum ți se pare? Te uiți la știrile alea, spunem noi, să nu că m-ai văzut și pe mine. Da. Păi da, că când aveam emisiune la ora 3, intram în direct cu mami, atunci vorbeam. Acum numai am un mesaj așa pe care îl dau înainte ca să fie clar. Care e vacanța care ți-a plăcut cel mai mult? Avem aici echipa întreagă. Vacanța cel mai mult, am avut foarte multe vacanțe și chiar nu le mai țin minte, dar din ultimii 2 ani cred că aceasta și cea mai interesantă. Cea mai recentă. Unde ați fost? În Rodos am fost. Și a fost și cea mai interesantă. De ce? Pentru că insula luase foc când noi trebuia să plecăm cu avionul. Mi-e rău. Și da, și am ajuns la un hotel pentru că avionul a avut întârziere 10 ore. Și da, de ce n-a mai plecat avionul? Pentru că a venit un domn, pentru că ne-au încurcat bagajele, a trebuit să le urce iar și v-au încurcat bagajele, adică v-au pus... firma de handling care încărca bagajele a lovit ușa avionului cu mașina și orice incident de genul ăsta se tratează cu maximă seriozitate pentru că se poate depresuriza oricând. Așa. Și atunci au așteptat un tehnician care să vină să vadă dacă se mai poate continua și cât de mare e avaria. Au constatat că avaria era suficient de mare încât aeronava să nu mai poată decola. Și a schimbat avionul. Am schimbat avionul care i-a fost așteptat de la București și care a durat până a venit, evident, așa că am avut vreo 12 ore de întârziere, chiar și mai mult. Și cum a fost 12 ore în aeroport sau în avion? Unde a stat? În aeroport, după aia în autocar, după aia la hotel. Am ajuns la un hotel unde nu era curent electric și atunci am stat în recepție pentru că noi n-aveam încărcătoare, n-aveam baterie la telefoane. Dar de ce nu era curent electric? Pentru că erau incendii de vegetație pe insulă. Da. Și n-am putut să intrăm în camera de hotel. Am stat la recepție. Renata a dormit pe o canapeluță la recepție pentru că era, mă rog, a quasi dormit. Eu am insistat să doarmă ea, mai mult a stat. Și după 2 ore și jumătate, 3, am plecat înapoi la aeroport, unde într-un final spre 3 dimineața, da, am decolat. Asta aventură, nu? Da. Da, ai mai trăit încă o dată sau mai bine nu? Da, da. Mie mi-a plăcut. Da.
Păi da, dar știi că asta cu avionul nu e chiar de acolo, știi? Că dacă se defectează ceva la avion, nu-i bine. Păi nu, aș mai trăi eu încă o dată să alergăm peste tot, că mi-ar place. A, ție îți place să alergi, nu? Nu îmi place să alerg, îmi place să fie așa interesant. Să fie acțiune, a? Da. Foarte. Îți place aventura, e copil. Mi se pare corect. Bun. Deci e bine, am înțeles, îți dorești excursii cu aventuri, asta e foarte bine. Dar cel mai tare, ce-ți place ție acum să faci, din ce poți să faci? La școală, cum e? La școală e foarte bine. Da? Da. Dar ce-mi place mie mult să fac, din ce pot să fac? În ce sens? Activitățile sportive sau activitățile dar de la școală? Nu știu, dragă, mă, e așa ce vorbești așa cu activități și cu asta, dar ne pierdem aici și așa. Tenisul și matematică și română. Matematică și română. Bravo. La matematică e bine? Da. Te pricepi? Bravo. Tocmai a terminat, a avut evaluare săptămâna asta și a luat foarte bine, cu felicitări. S-a bucurat copilul săptămâna asta. La română era foarte bine, cu felicitări. Bravo! Deci, și la matematică, doar că săptămâna trecută. A, săptămâna trecută. Ți s-a mai spus că ești un copil foarte matur și conștiincios, așa? Da, de la mama. De la mama? Și de la tata. Da? Și de la toți din familia mea. Iaia, oma, sunt bunicile mele, așa le zic. Ah, frumos. Toți. Bravo, ești foarte tare. Mulțumesc. Da? Doamnelor și domnilor, uitați-vă la copiii de 8 ani ca să înțelegeți exact cum o să fie lumea viitorului, în sensul în care copiii sunt foarte stăpâni pe ei, puternici, înțeleg care-i treaba, sunt foarte determinați. Avem și noi un domn acasă care tot așa știe exact ce vrea, știe cum vrea și după cum ați văzut, e o plăcere ca ei să se tânească. Uite, când se iubește mami și cu tati, cum îți place, te bagi și tu, pupături, chestii, socotel. Dar de ce te strâmbești? Dar ce faci? Fugi? De ce? Sau nu mă uiți. De ce? De ei se pupă. E scârbos. Cum să fie morena ta scârbos? Foarte scârbos. Ascultă-mă pe mine, într-o zi o să te răzgândești. Pentru că într-o zi o să te îndrăgostești și tu de un băiat. E, stai. E, pare îndepărtat momentul ăla. Nu e vreun băiat care îți place pe la școală sau un băiat care căruia să-i placă de tine. Nu? Toate la timpul lor, ai dreptate. Din câte știi tu. Da, din câte știi. Dar e vreun băiat care vine, te ajută mai mult, îți cară ghiozdanul, nu? Își ia și un ghiozdan după că da, nu, e cu copil cu minte să vede că nu e. Te-a supărat cineva vreodată? Uneori da. Și cum faci? Nu mai dau seama, simplu. Adică gata, îl ignori? Dar nu e violentă. Violența nu e o soluție, știe lucrul ăsta. Nu, îl ignor, pur și simplu. Nu mai dau seama. Da? Bravo. Vrei să-i pui și tu o întrebare lui Tudor? Apropo, că l-ai văzut pe Tudor. Că uite, văd că Tudor e în direct acum pe Facebook și cine știe. Un băiețel acolo care ți-a pus o întrebare. Dacă vrei să-i pui întrebarea înapoi, el poate să-ți răspundă. Întreabă-l și tu ceva. Zi. Întreb? Da, întreabă-l. Uite, îl pun acum la telefon să văd dacă poate să răspundă. Acum nu s-a gândit nimeni la treaba asta. Eu fac acum o chestie, o improvizație, dar așa e când facem misiuni în direct. Îți vin tot soiul de idei în cap, știi? Și lumea trebuie să stea în regie, să spune, și pune bunul ăla că a inventat ceva, știi? Da, așa e viața. Alo? Domnul Tudor? Nu ne aude. Da, uite, ești la... Ia, acum, uite, dacă îți spune Renata o întrebare, să răspunzi. Ia așa. Ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Asta este foarte ușor. Vreau să mă fac regizor de film. Ei, super! Bravo, tati. Bine. Cu greutate. Da, deci dacă vrei să-ți facă cineva vreun film, că tu faci dansuri, nu știu ce, ți-l face Tudor, da? Hai, gata, că semnăm contractul acum, da? Bravo, tati, ești grozav. S-a rezolvat. Mulțumim mult, tati. Gata. Mulțumesc foarte mult, Renata. Ești o apariție. Te felicit pentru faptul că ești... Știi, cu alți copii nu i-am mai avut aici. Sau tu ești foarte stăpână, ești acolo, ești atentă. Îmi place despre tine. Poți să-i pup din partea mea pe părinții tăi.
îi mai pup, nu? Sau ți se pare și asta că nu e în regulă? E în regulă când îi pup tu? Da. Nu e în regulă când se pupă între ei? Nu, că îi pup pe obraz. Aha, deci cu pupatul pe gura e o problemă, nu? E, nu? Da, doamnelor și domnilor, copiii din ziua de azi văd lucrurile așa cum se hotărăsc ei. Livia, ce să zic? Felicitări! Mulțumesc! Bravo vouă, sunteți grozave, să vă fie bine și să trăim vremuri mai liniștite, Renata, da? Da. Să vă puteți și vedea mai da. Mult, da? Bine! Mulțumim și noi de invitație! Bravo, doamnelor și domnilor, copiii sunt atât de grozavi, punct ochi, punct lovi. Băi, apucă-te mă să faci, bă, băiatule, băi! Cred că da, că nu mai stau, gata, dar văd că stau. Dar nu vezi, aduc aici copii model să vezi și tu, vrei să-ți explicăm cum să face? Păi, vine, Mădălin Voicu, să-ți explice, da? Perfect. Pentru băieți, așa. Să mă scuze, domnule, stânga sus! Stânga sus! Da? Pentru fete dreapta jos, da, domnilor și domnilor, Renata, Livia, le mulțumim, stați să vedeți ce urmează. Dincolo de ceea ce știe toată lumea, de talentul pe care îl are muzical, de vocea ei care este foarte specifică, Oana Chiriac are în același timp o generozitate, o blândețe, un respect care mă certe vine din buna creștere față de semeni. Când am cunoscut-o pe Oana Chiriac, din prima clipă, am fost convins că vom rămâne bune cunoștințe și iată că mai târziu prieteni. Ați vorbit extrem de frumos despre doamna Corina Chiriac în discursul dumneavoastră. Care este legătura pe care o aveți cu dumneai? Da, e o legătură sentimentală. În primul rând, suntem din același cartier, dar asta conta mai puțin, evident. Cineva mi-a spus cândva, zice, uite, Corina Chiriac a vorbit foarte frumos la o emisiune cu Mădălin Ionescu despre cartea ta Inteligența Materiei. Și evident că am întâlnit-o odată fiind în zona cartierului Cotroceni și am stat de vorbă cu domnia sa. Și atunci mi-a spus, uite, și eu scriu. Bine, acest lucru a rămas, așa să spun, între noi ca un fel de convenție a prieteniei și în momentul când ea a scris că astea ultima minuni trăite, chiar am rugat-o să o publicăm în colecția mea Noua Spiritualitate de la editura Școala Ardeleană de la Cluj. Vreau să vă spun că această carte este extrem de revelatoare pentru potențialul imens al Corinei Chiriac. Ea, prin tot ceea ce a făcut prin viață, eu cred că ea și-a ridicat un fel de monument, cum spuneau latinii, exegi monumentum, mi-a ridicat un monument. S-a dovedit a fi nu numai o cântăreață de top, nu numai o compozitoare, ca ea cântă la pian, a compus, are o voce cu totul specifică, dar are și o inteligență preeminentă și vreau să vă spun că citindu-i această carte se dovedește un talent scriitoricesc cu totul și cu totul deosebit. Așa încât gestul pe care îl face acum, donând muzeului o să întreagă de obiecte care evocă istoria cel puțin patru generații de armeni care au găsit, iată, un loc sub soarele românesc, o onorează atât pe ea și muzeul care a primit este motiv pentru care felicit muzeul pentru această intenție, o felicit pe ea pentru tot ce a realizat în timpul vieții ei și sunt convins că mai are încă multe lucruri să ne vedea. Aveți o amintire sau ne puteți spune o poveste frumoasă sau amuzantă cu doamna Corina Chiriac? Păi, doamna Corina Chiriac este ea în sine amuzantă. Când stai de vorbă cu ea, nu poți decât să te distrezi. Este realmente, nu am o istorie anume, dar cred că toată istoria vieții ei se înscrie sub semnul umorului. Inima nu fii pe gheață, fără zâmbet cald pe față, fără cântec, fără viață, doar rofta. Doar de dragul tău. Corina Chiriac, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România, ne-a dezvăluit care sunt cele mai de suflet obiecte din casă. Sunt vechi de patru generații, iar artista le prețuiește ca pe ochii din cap. Ce a făcut cu ele pentru a le păstra? Cine le îngrijește? Cum vă simți știind că sunteți personajul principal al acestui eveniment? Foarte bine.
cum să mă simt? Mă simt ca un erou care a străbătut o vară întreagă încercând să pună în ordine această donație și viitoarea expoziție. Mă simt foarte bine și mă bucur că a venit atâta lume. Am avut invitați importanți care au spus lucruri splendide despre familia mea și despre mine. Cu ochii de stele eu ți-am dat visele mele, tu le-ai ars ca pe surcele într-o zi. Bănuiesc că toate sunt obiecte importante pentru dumneavoastră, dar dacă ar fi să alegeți ceva din tot ce este aici, care ar fi cel mai important obiect și cel mai de suflet obiect de aici? Nu, toate sunt la fel de importante. Nu mi-ar fi foarte greu să aleg. Pe cine să dau la o parte? Străbunicul, bunicii, părinții, pe mine? Mi-ar fi foarte greu. Nu am un obiect favorit. Toate le iubesc. Important este că ele s-au păstrat de-a lungul anilor. Le-au păstrat bunicii mei, părinții mei și eu. Eu știam unde sunt, bineînțeles, că sunt casa părintească și mă bucur că acum fac parte dintr-o viitoare expoziție cu subiectul actelor unei familii de patru generații. Dacă ți este dor de casă, de părinți, de soarele cu ochi fierbinți, cât de dor ți-ar fi tot nu-i prea mult, prea mult. Care a fost cel mai emoționant moment din ultima perioadă? Să spunem o perioadă de aproape 2 ani. Ultima perioadă eu o consider cam din martie 2020. Ăla a fost primul moment emoționant, momentul în care toată lumea a trebuit să rămână în case. După aia a început un alt moment emoționant când m-am hotărât că dacă tot am timp, ce-ar fi să încep să-mi scriu amintirile. Și în 10 luni de zile, chiar mai mult, s-a născut o carte de 500 de pagini. Până am propus-o unei edituri, până s-a corectat, până am mai dat-o la niște prieteni să o citească, după care a urmat un alt moment emoționant în care s-a tipărit. După care a urmat un alt moment și mai emoționant când am lansat-o online în martie 2021. După care a urmat un alt moment emoționant când Muzeul Național de Istorie a zis da, ne interesează să vedem obiectele pe care vreți să ni le donați și să alegem din ele. A urmat un moment emoționant de 3 luni în care pe căldură le-am ales și le-am împachetat și în fine ajungem la momentul emoționant, eu glumesc mult, să știi că sunt miștocară de felul meu, momentul emoționant de astăzi, când alături de personalități atât de importante, am semnat actul de donație a unor obiecte care se află deja de 2-3 luni în depozitele muzeului, dar astăzi s-a oficializat donația. Așa încât mi-e foarte greu să spun care e, dar voi ați înțeles. Cum s-ar spune, viața îți oferă foarte multe momente emoționante dacă le tratezi cu drag, cu empatie, cu respectul cuvenit. Și domnule, îi mulțumim Corinei Chiriac, pe care știe foarte bine că o iubim, pentru acest moment absolut senzațional, magic, am putea spune, momentul în care trecutul, iată, merge către viitor. O așteptăm pe Corina Chiriac în emisiunea noastră, așa cum am vorbit de altfel prin primăvară. Până atunci însă, uite-o pe Amalia că se pregătește, se așează, începe vesela, să facă zgomot. Astăzi însă o să avem o rețetă cu totul și cu totul specială, pentru că vom fi în atenția tuturor celor care au intoleranțe, care au o problemă. Cum să faci meniu când trebuie să mănânci întotdeauna proaspăt? Este aici cea mai tare specialistă, mămică, femeie, vedetă, care o să vă învețe lucrul acesta. Dar cred că facem treaba asta după câteva minute de publicitate, când vine și unchiul Mădălin Voicu să vorbim de petreci. Hai, dă-mă! Gătit acolo. Nu s-a gătit încă nimica, s-a gătit fata. Fata e gătită. Fata e gătită dacă vrei. Hai, văzut, ne-am mai pus și noi, am adus și noi un mobil aici, am mai luminat, am mai pus niște chestii. Ce facem? Da, e frumos. Mă fac bine, în principiu, n-am reclamații, dar să știi că trăim niște vremuri destul de ciudate. Adică? Cum adică? Tu nu vezi ce se întâmplă? Eu, ba da, dar te provocăm și eu, că nu știi că eu asta fac aici. Eu nu vorbesc din punct de vedere politic, eu vorbesc social, economic, moral, dacă vrei. Politica la noi nu există, adică asta este o
un răsfăț. Corect. Poate. Zim și mie, uite, hai că dacă o dăm în diverse de-astea, ne întristăm sau ne începem să înjurăm? A, nu, că mai de ce fac. Eu ce să fac? Bine că stau acasă și nu sunt implicat direct, așa, la diferite întâlniri și discuții. Te mai cheamă. Mă mai cheamă, da. Da. Dar problema este că nu văd în orizontul apropiat, nu văd nimic care să fie... Hai să facem altceva. Hai să ne uităm acolo unde știm sigur cum stau lucrurile, da? Yeah. În fiecare vineri, pentru că se apropie weekendul și că în weekend se mai relaxează lumea, deși acum cred că se relaxează singură, între patru pereți, că o să fie complicat, povestește-mi despre cele mai frumoase petreceri din viața ta. Când erau, cum erau? Ne prinde dimineața, ce să spun? Dai drumul, tată, eu aici sunt, aici, da. Și nu plec nicăieri. Eu nu vorbesc de câte petreceri sau ce petreceri sau nu știu ce. Vorbesc de trăirile din petrecere, adică de asta spun că e o diferență, dacă se poate face o comparație. Petrecerile de azi cu petrecerile de atunci. Mai tip povestește-ne cum era atunci și după aia vedem noi, potim noi spre Academiei cum deci era bani. Eu am învățat încă de acasă, din familie. Așa. Petrecerile care, mă rog, aveau loc și pe care le-am trăit, practic, în casă, erau petreceri cu lăutari. Așa. Deci, fiecare veneam în casă, îmbrăca frumos sau cum vroia, mă rog, o chestie lejeră, așa. Și până la urmă trebuia și un fel de antren, așa, o susținere, un fel de ușă deschisă, emoțional vorbind, ca să te simți undeva mai special, așa. După aceea, când am crescut, așa, luând matrița, adică exemplu de la tata de acasă, avem și câteva imagini aici, avem și cu broscuțele, dar să căutăm imaginile mai ales cu petrecerile, îl avem aici și pe Mădălin. Da. Zi, aici încă nu știi tu care-i treaba cu petrecerile, era fetiță lângă tine, că vreau să știu... Era Raluca, sora mea. Așa, da. Sora ta, să-ți trăiască. Da. Da, uite, imagini foarte frumoase. Mama, aici asemăn cu Ion. Da. Ion ăsta micu. Da, aici cântai aici tu... Aici asemăn cu Ștefan, da. Maestru Voicu foarte mândru. Era foarte atent, așa, și făcea tot felul de corecții și... Bun, deci, după aia când ai crescut... Deci, pe undeva, zic așa, pe la 13-14 ani, când am zis eu că pot să-mi iau cât de cât zborul, am început să iau exemplu din casă, nu? Așa. Normal. Și organizam petreceri frumoase cu prietenii și cu cei care erau, mă rog, dornici să petreacă în stilul ăsta. Și am ajuns la performanța să fiu căutat chiar să facem petreceri de mai mulți prieteni. Adică cum erai căutat? Deci, bă, dar ce, nu facem și noi un chef? Facem, mă, frate. Da, bă, dar cu lăutari. Deci eu practic am recomandat, să spunem, felul de petrecere cu lăutari ca pe o rețetă de viață, practic. Adică nu era... Și lumea a înțeles că, adică din anturajul tău, oamenii au atras... Da, nu, și au venit cu o plăcere nețărmurită, pentru că și-au dat seama că dacă eu insist, eu ca muzician, da, în primul rând, insist pe o chestie, pe o formulă, pe o rețetă de asta, și-au dat seama, bă, ăsta știe, deci nu putem să ne luăm cu el. Deci, să... pe tine, practic, lăutare din România ar trebui să te pună ca icoană. Da, să știi că mă respectă foarte mult și eu iubesc. Adică, la orice oră, din zi și din noapte, indiferent în ce condiții, dacă vrei, într-o oră sunt pregătiți. Da. Și acum, din nefericire, ne-a prins pandalia asta, sau cum dracu se cheamă, pandemia asta. Pandalia. Și e mai greu, că îți dai seama, n-ai cum să faci... Bine, noi nu făceam petreceri mari cu 100 de oameni. Deci se întâmpla așa, să vă hotărați să faceți petrecere, bun. Băieți, după aia, fetele erau din anturaj, mai erau chemate niște fete așa mai de viață. Cum se desfășura acțiunea? Acum depinde, mă, că dacă vorbim de anii pe care îi aveam eu atunci, 14, 13, 14, 15... Dar poate și încoace, nu fii așa indulgent cu tine. Nu, mă, dar perioada aia era la liber. Adică veneai cu cine vrei. Așa, și plecai... Plecai tot cu cine vrei. Adică nu neapărat trebuie să fost aceeași persoană. Normal. Dar după aceea, când, mă rog, am început să devin mai familist, nu total, dar mai familist, așa, atunci sigur că veneam cu partenera ca și ceilalți, nu? Da. Și
petreceam împreună ca într-o familie mare, așa, știi? Am înțeles, bun. Dar să știi că petrecerile nu erau o chestie de programată să fie așa sau așa sau nu știu ce. Băieții veneau, muzicanții, noi mergeam de obicei la Pescăruș. Ăsta era un restaurant unde făceam noi petreceri și nu mai spun că până în 89 era, știi că erau cu restricții la ora 11, 11. Păi și acum tot cu restricție. Acum că e pandemia asta, dar nu că era atunci. Vorbe. Și eram prieten cu ăștia, bine, erau toată lumea cu noi, Serghei, Nicu, Jean, da. Ghiuri. Deci Ghiuri, faze ca și Nicu Ceaușescu, da, Serghei Mizil. Băieții din cartier, știi? Da. Și vedea Vintilă sau, mă rog, cine era, Cociș sau ăștia, și erau șef de unitate. Da. Și ne lăsau cheile. Aha. Și noi când plecam, dar ne lăsau cheile, ne lăsau... Mâncare, băutură? Mâncare, băutură, aveam de toate. Puteam să stăm până dimineață. Mi-aduc aminte că într-o noapte am vorbit cu cineva să ne aducă niște pește. Aha. Și au pescuit repede niște pește de lac. Așa? Că e lângă Herăstrău acolo. Și ne-a făcut frumos masă de pește. Stai așa, apropo de masă, doamnelor și domnilor, eroina noastră de la Exclusiv Chef astăzi este Ani Crețu. Noi în fiecare zi chemăm o vedetă care ne arată, participă la concursul nostru. Ani, știu că v-ați mai văzut în platouri, nu e ca și suntem cum... Vecini. Cum da, cum da, ne cunoaștem. Suntem vecini. Ne cunoaștem bine. Nu ești și că nu că te vede, nu că sunt ești vecini în cadru și stai. Zic, suntem vecini. Sunteți vecini? Da, e vecin, din parc, da. Noi ne știm din parc, în primul rând. Parc, bravo. Ani Crețu, mulțumim foarte mult. Ani intră în competiția Exclusiv Chef 1444. Atenție mare, ea este șef dovlecel astăzi. Fiecare are un nume așa. Da. Ani, îți mulțumesc foarte mult. Îți rămân dator pentru faptul că trebuie să vină altcineva. Cum v-am spus și mai devreme, de la ora 3 de când am spus eu și până la ora 4 s-a răzgândit. Îi mulțumim lui Ani. Ani este un prieten adevărat. Îi mulțumim foarte mult și fac mulțumim public. Ce gătești tu azi, că e foarte important și vreau să te las să te apuci de treabă, după care revin la unchiul Mădălin. Ce vrei tu să oferi astăzi, pentru că e foarte important și o lecție pentru toți cei care, domnule, am văzut atâta potolere astea 3 săptămâni, dar ceva sănătos vedem și noi odată și odată. Sănătos sau să facem o precizare? Uite, să gătesc ce fac în fiecare dimineață la ora 6, înainte să trimit copilul la școală, trebuie să-l trimit cu sufertașul cu mâncare. Și ce mâncare nu se strică? Știi că sunt celebrele macaroane cu brânză sau pene și așa mai departe. O să vă arăt ce fac eu în fiecare dimineață, dar la mine forma pastelor diferă. Am ori linguine, ori spaghetti, ori aceste pene. Sunt pene fără gluten. Exact. Te rog frumos, da, când vorbești de pene, vezi că e și Mădălin voi da, cu aici. Da, am și eu, dacă pot să o ajut. Asta zic. Se supără nenea Mădălin că are pene și el, da? Da, și am o brânză rasă vegetală, vegană, organică și mai am o pastă din migdale. Sper să-mi aduc aminte. Fac rețeta asta de 3 săptămâni, dar o fac adormit. Așa că... Asta vedea dacă o faci pe trezie, e bine. Acum e pe trezie. Păi da, tu să gătești la 6 dimineața, în fiecare dimineață. E acolo, din inerție. Da. Așteptăm să se fiarbă apa. 15 minute durează, mă rog, la mine la aragazul cu gaz. Aici aveți pe inducție. Sper să fiarbă mai repede, 15 minute la foc normal. După care o să le scurgem și o să vedeți că e foarte simplu. Și... Facem o precizare, Cristi, scuze-mă. Te rog. Aceste diete fără gluten... Nu sunt doar fără gluten. Sunt fără gluten, sunt fără lactoză, sunt fără lactate. Exact. Deci sunt indicate și în post, pentru că este vineri și e sărbătoare astăzi. Și în boala de celiaci. Boala celiacă, în intoleranță la gluten, intoleranță non-celiacă la gluten și pentru cei care au probleme cu intoleranța la lactoză sau care au alergie la lapte. Dar deci ca și secret, și asta vă spun pe persoană fizică, și în acea o cură de slăbire. Adică sunt acele persoane care nu mănâncă făină pentru că nu vor să se îngrașe. Există această variantă să mănânce fără gluten. Nu este recomandabil, dar se face. Acesta este o pseudocereală, adică este un carbohidrat de ardere rapidă, spre deosebire de cele care au gluten și care se numesc sunt carbohidrați de ardere lentă. Dar cine vrea să țină, eu nu sunt pentru curele de slăbire. Bine, n-ar fi cazul la mine. Ar fi și curma să mai spui.
ultimul dacă de spui că te-am îngrășat, te alerg pe aici. Da? Da. Ideea este că în curat de slăbire, în mod normal, nu se folosesc carbohidrații. Este foarte important să se mănânce cât mai variat, vitamine, foarte multe minerale, legume și grăsimi. Pentru că grăsimile sănătoase, omega 3, omega 9, sunt vitale în viața noastră. Imaginează-ți că la noi, în familie, unde se mănâncă paste la micul dejun, prânz, cină și after night, n-ai cum să faci o cură de slăbire fără paste. Și atunci noi mâncăm fără gluten. Dar știi că în Italia am fost în vară și există o diversitate de soiuri de paste fără gluten, întrucât Italia are foarte mulți bolnavi de bălăceliacă și cu intoleranță la gluten. Iar Sicilia produce 40% din ceea ce înseamnă făină fără gluten. Fetelor, atenție mare! Vă rog să vă apucați de treabă. Mă bucur că Ani este aici. Știți foarte bine că Ani a învățat toate lucrurile astea trecând printr-o experiență extremă cu băiețelul ei, care acum este un copil absolut grozav, normal. Toate lucrurile astea au învățat-o pe Ani să trăiască mai sănătos. A fost o lecție de la Dumnezeu. Ani a transformat toate lucrurile astea către demersuri publice pe care le-a făcut. Până atunci însă, eu cu Mădălin Voicu, când ne-am întâlnit, am mâncat de-astea pământene cu gluten. Pământești. Cu gluten, care o fripturică, care un vinișor bun. Păi da, mă, da. Sigur când mă duceai tu la restaurant acolo și ziceai tu că îmi tăiei tu ceva, treia să tai tu, nu mai știu ce îmi tăiei tu, îmi ziceai. Da. Da, să știi că și astea sunt în regulă, dar nu poți să mănânci numai de-astea. Dacă te obligă viața, păi nu, că sunt boli, cum e boala celiacă sau intoleranța la gluten, nu vorbesc de cazuri dacă nu vrei speciale. Acote, trebuie să mănânci. Nu vorbesc despre cazuri speciale, vorbesc despre un mod normal de viață. Așa. Ce, cum era? Care era meniu? Am înțeles, peștișor, altfel, ce să consuma? Ce mâncam eu, de exemplu? Așa. Eu mâncam chateaubriand, adică muș de vită în sânge, cu piure de cartofi. Așa. Era mâncarea, nici mai comandam, că ea știau și mi-aduceau direct la masă când veneam. Unii mâncau porc, eu nu prea agrez porcul, așa. Doar dacă mănânc, știu, de Crăciun, un șoric, fiind un animal majoritar în România, acum ar trebui să vezi ce faci cu porci. Este chiar, este ocupaționist. Adică... a devenit, da. Numai că eu mă împac mai bine cu vita, indiferent cum o gătești, că și ciorbă de văcuță îmi place. Adică sunt chestii, antricot de vită cu floare, pus pe grătar, mamă, e un deliciu. Așa mă, antricot de vită cu floare, mi-a zis, bă, să fie cu floare. Ne-a chemat la restaurant, mi l-a tăiat mie, i-a tăiat Toane, era și Tudor. Deci fii atent. Bun. Pentru o petrecere așa, mediu, să nu fie complicat, cam cât șpriț, câtă băutură sau whisky, vodka, cam care era nivelul de rezervă, așa, submare. Adică la un moment dat să nu ne apuce, știi? Am avut o petrecere de ziua mea și am descoperit că oamenii erau parcă un nebunit. Am găsit sticle pitite în toată casa. N-am zis niciodată că era destul. Și ce s-au speriat ei? Bă, știi care este problema? Sigur că nu poți să condiționezi. Fiecare bea și mănâncă ce vrea, nu? Nicu, de exemplu, bea tărie. Da. Vodka, în general. Vodka. Serghei bea orice, adică la el nu era o problemă. Eu poate luam la început așa, pur la bomboș, un fel de băutură mai, un whisky, de exemplu, dacă vreau. Însă băutura de bază era șpriț. Șpriț. Da. Alb. Alb, sec. Bun. Rece. Și mult. Și cât cuprinde. Cât cuprinde, am înțeles. Îmi auzi că într-o zi eram cu doi prieteni, deci eram trei persoane. Și a venit, după ce am mâncat, am băut, nu știu ce, a venit, era un ospătar nou și a venit să ne facă nota, erau 9 sticle de vin. Așa. Îți dai seama, și ăsta, șeful de sală, cocii, și zice, băi, sunteți nebun, voi îi furați pe ăștia care sunt clienții noștri. Nu i-am furat, dumneavoastră. Atâta s-a băut. Deci o ladă fără o sticlă. Corect. Da, mult bun. Da, ba, să știi că noi niciodată nu porneam cu gândul ăsta. Bă, mergem să bem, să ne îmbătăm, să ne tăvălim. Era de antren. Dacă ne simțeam bine, beam. Dacă nu, nu. Așa că nu era... Cea mai bună, adică rețeta pentru o petrecere bună și frumoasă și relaxată este muzica. Așa e. Și atunci când aveam muzică... Și lăutar, cine era în echipă în general? Era Nea Tudorel Pană pe vremea la Pescăruș. Așa. După aia a venit Petrică, Fiusul. Fiusul, da. Da, dar eu chem oameni, am început de la Toni Iordache, Nicolae Vișan, până la ăștia doi, care bine, nu chem ăștia cum se numesc ăștia acum...
Parizer, Țancă. Adică mă cam abțin de la genul ăsta de muzică, pentru că e muzică orientală. Da. Că n-are nicio legătură cu rădăcinile noastre, știi? Da. Și m-am, nu că-s băieți buni și eu vorbesc cu ei și așa, dar nu pot să fac o petrecere cu... Adică râde glumind, dar incintă, cum se spune, fiecare... Da, bun, dar să știi că ce cântă lăutarii noștri, din păcate, nu prea se mai tot transmite. Tot mai puțin. Nu, dar nu se mai transmite din tată în fiu chestia asta. Ce cântă lăutarii noștri, n-am auzit nici la Budapesta, nici la Atena, nici la Paris, nicăieri. Deci este un gen de muzică care te ia în brațe, te îmbrățișează. Da, uite, aici avem și o fotografie de când erai Che Guevara, erai cu barba, așa. Da. Bun, ai vreo amintire așa, că, bine, Serghei când a mai venit, are de-astea, fapte de arme, de-astea periculoase, când conducea el. Stai bă, că sunt și de-alea. Dă-ne uite, și nouă! Eu, nu, că era una poză înainte. Deci hai să spun ceva, suntem oameni normali, nu putem să fim... țepoși și aranjați tot timpul și cu nu știu ce. Mai scăpam frâiele, nu? Adică se întâmpla. Dă-mi și mie un exemplu așa de un scăpat de frâie, dar nu chiar cu, cu eludarea statului de drept. Adică mai lejer așa. Te rog frumos, nu mă întărâta, pentru că... Te rog frumos, acum nu mă lăsa așa. Te-am mai auzit înainte să intru în platou, te-am mai auzit că știi tu că trebuie de stânga jos. Dacă vrei să faci... Stânga sus, mi-ai zis. Dreapta jos la fete. Bă, depinde cum o așezi. Ce adă? Normal, păi, dar stai puțin, nu? Bă, așa, pune mâna și scrie Morise, ia, ia o foaie de hârtie, că treaba păi nu e... Păi și dacă stau în fața oglinzii, cum fac? Dacă stai în fața... Dacă ești singur? Nu, dacă... Bă, că ești singur, bă, ci că a ieșit senzațional. Și ea, ea n-a venit, bă, băiat. Uite, bă, asta. Vezi? Eram prins și cerșător. Exact, frumos. Da. Fetele deja lucrează acolo, vorbesc, toate lucrurile sunt bune. Am înțeles. Până să fierbe apa, e foarte bine. Mai vorbim o secundă cu Mădălin. Dă-ne o faptă de arme, după aia să iau și o publicitate. Cu sufletul împăcat, așa că mă țin tensiune. Și nu-mi face bine în timpul pauzei de publicitate. Bă, sunt multe, nu știu că acum dacă azi e una așa de care ți-aduci tu aminte. Flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți. Ți-am povestit-o pe aia cu în piața Victoriei. Așa. De fapt, nu în piața. În piața aia altă. Deci de Victorie treci de statuia aviatorilor și aia altă. Charles de Gaulle se numește acum. Piața Charles de Gaulle. Ah. Deci eram cu Serghei și cu Tache. Tache e un prieten de-al nostru. Așa. Era băiatul bucătarului lui Ceaușescu. Important. Da. Și eram cam ciupiți așa, dar nu se vedea, adică nu eram extrem de... Dar culmea e că Serghe conducea, înțelegi? El e eroic așa când bea, da. Și au dat drumul Serghei la o muzică de-asta de-a noastră și cu tare și Tache, și el a mețit bine, s-a urcat pe mașină și dansa. Da. Horă, da? Și a venit poliția. Și cu ăsta aici, dați-vă jos că vă amendez. Între timp cât ne conversam noi, da, mai mult în râs decât în serios cu poliția, vine Nicu, da, cu mașina lui și se oprește, ne vede și ne-a recunoscut, îți dai seama? Da. Și întreabă, ce s-a întâmplat aici, mă? Și polițistul zice, să trăiți, permite să raportez, să se dea jos cu omul ăla care dansează pe mașină. Și Nicu, care om, mă? Păi nu-l vedeți că e pe mașină. Nu văd, mă, pe nimeni, nici nebun, nu e niciun om pe mașină. Excepțional. Deci nearanjat, nenimic, adică îți dai seama. Care om, mă, că nu e niciun om. Și ăla juca în continuare, îți dai seama. Bun, dar sunt multe, pentru că așa, dacă ți le... Că eram noi foarte bine dispuși de la Pescăruși la ora 2 să plecăm la Cioplea, la Predeal, îți dai seama. Aie! Bă, e, vezi, ajunge. Și să ne aștepte acolo cu orchestră, cu orgă, cu de toate. Frumos. Deci erau vremuri care frumos, nu erau, frate, cum să spun, sigur, pentru unii păreau excentric de spumoase. De fapt, erau normale, într-o țară normală, da? Mă, n-avea voie oricine să facă chestii de-astea. Adică eu știu că fac acum pe deștept. Însă noi am avut norocul că ne-am distrat
liber, nu cu restricții sau cu tot felul ținte de... Ținte bine, te salută prietenul nostru Cătălin Crișan, care te vede, carismatic și plin de energie pozitivă. Am un mesaj și de la Lunga, dar ți-l citesc în pauză. Lunga e Adriana, iubita. Nu voi vorbiți așa? Dar pozele astea de unde? Pa la spate, pa la spate. Astea de unde le? Treaba noastră, mă. Hai publicitate și vedem ce fac fetele acolo. Vezi, hai. Mă. Pentru noi români. Da. A, că mi se vede firul ăsta. Păi ce să facem, doamnelor și domnilor? Dacă mai purtăm mască în... Ia, lasă-mă ce vrei acum. Zici că sunt și eu din filme de-astea. Ca firul ăla. A? Ce are firul ăla? Și că se vede. La păi atâtea televiziuni se vede firul ăla. Băi, suntem o emisiune de esteți, bă. La noi, dacă nu e treaba cum trebuie, vine pictorul, vine ăla, vine Modigliani de regie, vine cu Van Gogh și cu Bruegel cel bătrân. Că Bruegel cel tânăr nu-l primim. Da, ia aici, unchiule, să-ți dea Dumnezeu sănătate și la vară cald. Ce asta, mă? E ce trebuie de la Oana, nu trebuie să spui exact ce este, spun eu, e ceva pentru dureri, pentru Lunga. Bă, iubita de ea, știe că... Știe că... Știe că, da. Știe că. Stai jos, lasă-l jos. Bravo, lucruri bune, pune-l, pune-l încoace să nu se vază, că să așa. Ce să fac, bă, cu el? Pune-l după canapea. Dar de ce, mă, lasă să se vadă? Nu, să nu se vadă. Păi e al meu. Da, mă, e al tău, mă, dai... Să-i fac cu el ce nu vreau. Nu mă înțeleg cu tine, da, mă. Așa, deci... Așa e bine. Doamnelor și domnilor, chiar e nevoie, pentru că e chestie pentru dureri și Adriana are o mică problemă la spate. Da, mergem mai departe cu petrecerile. Bun, deci asta a fost cânta, dansa omul pe mașină. După 89, cum a fost treaba? La fel. Imediat după 89, că acum nu, acum e tot după 89, dar parcă nu mai e la fel. Eu între 90 și 95 am fost plecat în Turcia la Izmir, profesor la conservator. Dar când m-am întors, n-am găsit nicio diferență între ce era înainte de 89 și după aceea 95 când m-am întors. Adică poate erau mai mulți oameni în sensul că își permiteau mai mulți. Că pe vremea aia nu prea aveau ei cum să facă ce făceam noi, știi? Da. Că nu pentru că eram privilegiați, ci pentru că, în general, oamenii care aveau, să spun eu, apetitul ăsta să se distreze, majoritatea dintre ei își asumau, că mai veneau și amenzi, mai veneau și chestii de-astea, înțelegi? Da. Dar eu cred că și... Dar ce amenzi veneau? Da, chiar așa, ce amenzi? Bă, veneau amenzi în sensul că făceam gălăgie. Și atunci venea sectoristul sau venea, că făceam și acasă uneori. Că nu făceam numai la Pescăruș sau la Atene Palas sau la un bulevard unde mergeam. Și mai se făcea ca și acum, de altfel. Dacă e gălăgie mare, sună la sectoristul și vine și îți dă amendă. Așa este. Păi și s-a mai întâmplat, am mai plătit amenzi. Nu era asta o problemă. Adică nu m-am dat mare. Am zis, cât e amenda? 200 de lei, poftim. Alți prieteni de-ai tău au diverse obiceiuri de-astea. Unii mai voiau să dea foc la casă, alții mai aveau diverse chestii. Și nu o să dea foc la casă, ai nebunit? Serghei a povestit, închide în paranteză. Că vrea el să dea foc la casă? Da, avea la un moment dat tot soiul. I s-a mai întâmplat. Întrebarea este pentru tine. Deci tu când ești așa euforic, cum ești? Adică sunt unii care devin scandalagii, alții care sunt pe pace, pe chef și pe bucurie, alții care au diverse și aduc aminte de toți morții, răniții și... Matale, cum ești? Bă, nu prea am avut... Cred că am fost și eu amețit de câteva ori, dar beat așa să cad pe jos, nu. Nu? Mi-aduc aminte că eram cu Serghei la Predeal și veneam spre casă, că eram la vilă, știi? Da. La un moment dat mă uit în spate și nu-l mai văd. Și mă duc după el, stătea de vorbă cu un câine, mă. Ești nebun? Da, le lui Serghei. Vorbea cu câinele. Și vorbea și era serios. Nu, da, să știi că n-au fost cazuri așa de critice, să zic. A, s-a mai întâmplat. Eu nu prea mă omoram cu băutul. Eu mai mult beam de plăcere, nu de nevoie, știi? Da. Dar au mai fost situații. Ți s-a întâmplat vreodată, exact ce spuneam mai devreme, să pleci, să fie o fată și să pleci cu altă fată, sau să fie la un moment dat să fie, te duci într-un loc și să o descoperi pe aia cu care nu era bine să te vezi într-un loc? Nu. Nu? De obicei, să știi că fetele erau chemate separat. Eu dacă veneam cu o fată, trebuia să plec cu alta sau cu amândouă.
Și atunci era mai complicat. Trebuia să mă decid, știi? Da. Și atunci am zis, dom'le, fiecare și-aduce gagica dacă vrea. Încă nu eram căsătoriți, ca să zicem că aveam obligații de-astea familiare, știi? Da. Dar veneau fetele noastre, care erau de obicei, Rozina, Cristina, deci fetele din gașcă, cum am înțeles. Fete bune. Fetelor, apropo de fete, ce se întâmplă acolo? Ce ați gătit? Vreau să văd și eu. Dar tu vei acum să vorbim, să facem, să... Noi vorbeam mai bine, ne-am împrietenit foarte bine. Am senzația că vă împurc în emisiunea asta. Am uitat de paste. Să ne întoarcem la paste. Ce ați gătit, ce ați făcut acolo? Votați eu pe Ani la 144. N-am gătit, ne-am gătit. Uite, pun o pastă vegană de migdale. Da? Pasta vegană de migdale, da? Da, asta este pentru paste. Eu vreau să-ți arăt altceva, pentru că știind surpriza de astăzi, am aici un canolo siciliano vegan, fără făinuri normale, din făină, fără gluten, adică sunt mai multe amestecuri. Aici este o glazură de ciocolată, tot la fel vegană. Și aici, aceeași pastă de migdale, se umple frumos. Așa. Bravo. Și avem și desertul. Bravo. Da? Ani, sunt deci convins suntem că o echipă, adică nu așa. Hai că n-am terminat, mai am să pun brânza rasă. Ți-am zis că astăzi fac ceva. Hai că, vreau să spun, o să-mi povestești puțin despre regulile pe care le ai tu cu alimentația acasă. Aș vrea să termin cu nenea Mădălina aici, cu faptele de arme. De ce astăzi nu mai este ca atunci? Dintr-un proces, cum spune Adi Hădean, de meltenizare a populației? În sensul în care oamenii au mai puține maniere, au fost mai prost educați. Există oameni care au dat repede de bani și ăia nu s-au uitat la copiilor, da. Și copiilor fac ce vor. Toate pot fi luate în discuție. Problema este că, după părerea mea, oamenii nu mai știu să se distreze. M-a luat Ioana, fiică mea, într-o zi în club, că păi eram curios, bă, ce căcat vă tot duceți voi în club și ce faceți acolo, bă? Așa. M-a luat. Am rezistat vreo oră. Așa. Ce crezi, bă, că fac? Ce fac? E unul. Cal nostru aici, domnul Moris. Da, care pune muzică. Așa. Tata pe vreme zicea, bă, puneți muzică pe benzi. Adică era cu bandă magnetofon, da. Și toți cu pahar în mână, dau din cap așa, cât rezistă, până dimineață. Bă, problema e că eu... Problema este că când ies din bar... Mai dau încă vreo oră așa, că e reflexul, știi? Nu înțeleg. Deci oamenii ăștia nu mai știu să se distreze. În afara faptului că am văzut că e un fel de, nu știu dacă e modă, dar e un trend așa. Bă, toți sunt tunși zero aici și cu moț, mâni și fac coc. Trebuie să fii tatuat neapărat. Dă-i seama că este un complex. Trebuie să fii bombardier. Bă, da, nu? Corect, adică corect, hai să corect. Fiu serios. N-am, uite, de exemplu, Ramona de la asta, emisiunea... Neața, da. Al lui Răzvan și Dani, da? Da. Bă, are un tatuaj finuț, așa... Da, da. Deci, dacă îi vezi pe aia că-s tatuați, totul i-a spus-o și lui țiganul, lui Serghei. Bă, ce dracu vă găsi, bă, să de bunic cu toți? Bă, dar urât? Adică, e un manifest public, așa, vrei să reținești. Ei se cred de miez, adică, între ghilimele, sunt șmecheri, bă, și că la mod acum asta este, tatuezi. Nenorocire că mi-a putut să dai jos alea, știi, adică rămâi... Poți, da, greu. Da. Bă, și vine o vârstă, nu la Serghei, că Serghei își poartă bine ani, dar sunt oameni... Nu, eu nu l-am dat ca exemplu, nu negativ. Nu, există, vine o vârstă la care poți să fii o babă scofălcită sau un moș și atârnă pieile cu tine cu niște desene și e... Adică te uiți așa, e chiar din serie ce frumos atârnă, trebuie, știi? Trebuie să fii din gașcă, bă, din echipă. De-aia se tatuia. Bă, hai că înțeleg, fotbaliștii, căcat, știu eu, alții sportivi. Bă, dar unde te duci, vezi oameni, barba a devenit obligatorie. Cred că până la urmă și femeile o să poartă barbă. Și tatuați și tunși prost cu coc. Ai... Bă, ce dracu au luat ăștia, au băut ceva, au mâncat ceva prost, stricat. Drept e. Uite, să știi că am o informație de ultimă oră pentru tine, lungă. Adriana spune că vrea să-și facă și ea peste cicatrice. Dar are o mică operație, așa, multă sănătate. Vrea să-și facă un tatuaj. Peste cicatrice? Da. Păi cicatrice e la spate aici, bă. Păi da, că e interesant. Știi, când te uiți de aia de la spate așa și vezi ăla, să mișcă într-un fel de senul ăla, înțelegi? Dar ea întreabă, văd numai eu aia sau vede și altcineva? Păi dar cum să vadă și altcineva, băi? Nu știi cum era cu bancul cu Ion și cu Maria și la un moment dat Ioane, Maria zice, aoleo Ioane, și la care zice, ce Ioane, zice, ce se întâmplă? Ioane, vine orgasm, la care Ion zice, bă, nu vine nimeni aici, cât sunt eu aici, nu vine nimeni, băi. Da.
Doamnelor și domnilor, o să vedem exact ce și cum de la Ani. Mulțumim foarte mult unchiului, să trăiți, să înfloriți. Mihai Albu ne spune ceva absolut teribil. Deci ce se întâmplă cu relația lui, ce se întâmplă cu copilul, ceva teribil. Unul dintre cei mai celebri designeri de pantofi din România, Mihai Albu, și a acceptat să ne ofere un interviu în exclusivitate despre perioada aceasta critică de pandemie, despre relația pe care o are cu fiica sa, Micaela, și nu numai. Eu am încercat să-mi fac toate datoriile morale și cele financiare, să le onorez cât se poate. Au fost și la ea cheltuieli mai mici, pentru că nu am mers la școală, a făcut online. Sigur că evenimente, parcuri și tot felul de alte lucruri, na, vacanțe foarte costisitoare, nu au fost, că nu a fost voie. Fetița mea face 12 ani peste două zile. Am pregătit chiar o petrecere. Este weekendul meu, weekendul care urmează, și va fi la mine, și am organizat o petrecere restrânsă, sigur, cu câțiva colegi, câțiva prieteni. Avem o relație foarte bună. În ultima vreme, hai să zicem că s-a ținut programul, deci am intrat într-un făgaș relativ normal, adică se ține seama de hotărârea judecătorească. Cum așa, cum ați ajuns dumneavoastră la un consens cu fosta soție? Știu că la un moment dat erați oarecum, nu știu, niște certuri. Da, certuri, nu neapărat certuri, dar există o poziție din a se respecta hotărârea judecătorească, care de fapt e o judecătorească nu pentru mine, este în favoarea minorului, este dreptul superior al minorului de a avea relații cu ambii părinți deopotrivă, după un program stabilit de o instanță judecătorească. Ei, dacă nu se respectă acea hotărâre, sigur, copilul nu este... nu mai înțelege ce se întâmplă, este derutat, nu este în regulă. Acum, în ultima vreme, de când am apelat și la autoritatea tutelară, la protecția copilului, poliția română și alte autorități, să zicem că s-a intrat mai normal. Deci ați apelat de disperare, aș putea să zic, un tată disperat care își dorește să-și stângă fica în brațe? Este sigur o disperare, dar nu un tată care vrea să știe, este o fică disperată care nu-și poate vedea tatăl. Eu așa privesc, nu? Unde trage mai mult, la mamă sau la tată, fata? Păi nu, deopotrivă. Eu zic că își iubește foarte mult mama, este și normal. Are un climat ok acolo, dar trebuie să fie respectată și această... Nu știu, nu i-a spune facilitatea aceasta, acest drept al copilului de a petrece timp cu tatăl biologic, de a, nu știu, a afla, a primi sfaturi, a primi pilde de viață, felul tatălui de a fi, este normal să aibă relații. Mie mi se pare că nu că instanța a hotărât, instanța a hotărât pentru copil, nu pentru părinți. Bine, multe relații, multe cupluri după ce divorțează nu mai rămân în relații foarte bune și, în general, se spune că victima este copilul. Sper să folosesc bine termenii. Da, este copilul. Și, în general, mama îi spune ceva despre tată, tatăl spune ceva despre mamă. Nu știu, ați simțit că Iulia a încercat oarecum să o, nu știu, să o manipuleze, dacă folosesc termenul corect, să nu mai vină la dumneavoastră? Foarte multe detalii nu pot să dau, dar este clar din comportamentul din ultima vreme, este clar că a fost împiedicată în a petrece timp cu tatăl ei. Atâta pot să spun. Eu m-am luptat pentru dreptul copilului, sigur, a trebuit să anunț autoritatea tutelară, protecția copilului. Pot să vă dau un singur exemplu care e elocvent. Am program, să zicem, sâmbătă de la ora 9 până duminica la ora 20. Te duci la ora 9, sâmbătă, sunt la ușă, nu răspunde nimeni. Știu că dumneavoastră vă luați fata de la bonă. Acum cum, nu? Nu mai are bonă, asta era pe vremuri. Dar cum vă luați fata? Sunați la ușă și... La ușă răspunde mama, așa, și iau copilul și toate bune și frumoase. Bine, toate în prezența autorității tutelare și a protecției copilului.
Mergeți la ușă cu poliția? Nu cu poliția. Cu reprezentanții de la protecția copilului? Da, da, așa. De cât timp faceți asta? Adică dumneavoastră nu vă duceți singur să luați copilul de la ușă, nu? Nu. Nu. Dar nu. De ce? Dacă aveți un drept... Se respectă. De cât timp faceți asta? Nu știu, vreo 2 ani. Nu vă duceți singur cu dovada? Și când duc copilul, tot în prezența lor. Am cerut monitorizarea asta ca să încercăm să convingem pe mamă să respecte hotărârea judecătorească. Când nici cu autoritatea tutelară nu am reușit, da, atunci am recurs la poliție. Și de fiecare dată vă duceți cu poliția? Aproape de... Poliția e doar când să iau copilul. Atunci chem și poliția. Ca să consemneze o plângere penală, să o atenționeze pe mamă, să aibă un dosar. Până la urmă ea trebuie să răspundă de ce face. Dar de unde a pornit acest război? Până la urmă este de un copil. Un război neapărat. Eu nu-l văd ca pe un război. Pur și simplu ignoră. Bine, trebuie spus că fosta soție și-a refăcut viața. Asta știm cu toții, da. Așa. Și e tot în regulă, dar asta nu înseamnă copilul are altă familie acum și tatăl trebuie dat la o parte. Suferiți din cauza aceasta? Bineînțeles, da. Și eu și mama mea. Mihai Albu ne-a vorbit în exclusivitate și despre motivul pentru care o ține ascunsă pe actuala sa parteneră de viață de atâta timp. Mi-a zis de problemele cu fetița? Pe partea asta amoroasă, că am văzut niște articole prin tabloide. Cum e? Bat clopote de nuntă sau nu bat clopote de nuntă? Nu, n-aș vrea să discut. Eu am fost într-o emisiune la un post concurent în sfârșit și am fost întrebat exact așa, dacă am o relație. Acum, ca să nu creez discuții și am alte, am răspuns firesc și normal cum este, da, sunt într-o relație. Dar până a face de aici, că îmi bat clopotele, că așteptăm copil, că viitoarea se va numi tot Albu, aici sunt alte discuții. Să vedem dacă ne înțelegem, dacă va fi ok. Este o persoană mai retrasă și nu vrea să iasă. Și nici nu vreau să arunc cumva, nu știu, paparații pe urmele noastre, că n-are niciun rost. Până să ne consumăm relația așa departe de ochii presei. Dar mai credeți în căsătorie? Ia spuneți-mi. Cu persoana potrivită, da. Deci aș putea să zic că Mihai Albu nu ar spune nu unei recăsătorii. Da, nu aș spune nu, sigur că da. Trebuie judecat care sunt avantajele, dezavantajele, dacă pot să fie, eu aș vrea să fie numai avantaje, dacă se va potrivi, cum are, dacă e vorba de... nu știu, și de mine, până la urmă. La ce nivel este relația dumneavoastră cu actuala iubită? Așa. Pe o scară de la... 1 la 10. 1 la 10? Pe la 6, așa. Adică... cunoscut. Un drum lung dacă, până să luăm o hotărâre dacă se va întâmpla sau nu, marele pas. V-a cunoscut fata? Nu. Nu. Ar trebui să urcăm 7-8, nu? Eu am foarte mare grijă. Eu nu vreau să... nu știu, să expun copilul la niște emoții care nu și-au rostul. Astăzi apar cu cineva, poate peste un an cu altcineva. Nu e, mai bine nu. Mai bine nu. Și oricum, cele 2 zile sau în perioada de vacanță, că stă la mine 2-3 săptămâni, poate chiar o lună, atunci evităm să ne vedem. Na, evităm. De cât timp sunteți împreună? Un an. Un an. Cred că se face un an în curând. Și tu, colega Luani. Păi ne leagă o prietenie veche de când eram noi studenți în facultate, până astea, cu actoria, cu astea. Eu am încredere în șef Dovlecel că o să facă mâncare foarte bună. Și eu cred, da. Doamnelor și domnilor, vreau să văd exact ce a făcut Ania acolo, vă rog frumos. Și felicitări, arată absolut superb. Macaroni îți vine cu brânză. Ce? Un fel de macaroni cu brânză, doar că e vegan și bio, atât. Uite, ceva bio premium și pentru tine. Mulțumim. Îți foarte frumos. Mult și noi. Da, foarte frumos. Pune-l acolo, așa, foarte frumos. Mai jos, spune-l, că se supără... Cristi, și să nu uite lumea să voteze șef Dovlecel. Șef Dovlecel, da. 1444. Cristi. Legile, așa, Amaria, legile... Nu sunt macarane cu brânză. Sono penne senza glutine, ai 3 formaggi. Senza lecce.
senza legge, senza niente. Adică pene, sunt pene rigate, trebuie foarte bine spus, pentru că ea știu să aleagă această pastă specială. Vedeți aceste dungulițe, da? Pentru că orice pasta care nu are aceste dungulițe, sosul acela nu vine absorbit. Hai ales... să spun ceva, fii atent, în lumea alergicilor, când ai 5 alimente la dispoziție să gătești copilului, nu te mai gândești din ce, cum arată și cum. Zici, mulțumesc, Doamne, că astăzi am putut să hrănesc copilul, astfel încât să n-aibă o reacție. Deci, de la a găti pompos cu foarte multe ingrediente și până la a ține copilul în viață hrănit, astfel încât să își absorbă și el prin intestin ceva și să nu facă vreo reacție, credem că aici e despre lupta pentru supraviețuire. Sper că ce v-am spus astăzi despre aceste paste vă pot ajuta ca o gustare, ca un, nu știu, să-i dați un fel de mâncare înainte de supică sau într-o seară când vreți să nu gătiți atât de mult și vreți și voi să vă răsfățați, să faceți un duș sau o cadă fierbinte și să meditați, pentru că noi mamele cu copii alergici, pentru noi e utopie să te relaxezi în cadă cu apă fierbinte. Faceți pastele astea, durează undeva la 17 minute cu totul și voi după aia aveți jumătate de oră pentru voi. Ani, ești absolut grozavă, un premiu pentru cea mai frumoasă mămică. Am văzut canolo există, paste există. Elena Gheorghe, chiar există în emisiunea asta împreună cu sora ei. Vedeți din ce în ce mai rar pe Elena Gheorghe la televizor și nu e pandemia de vină. De ce stă departe cântăreața de ochii curioșilor? Nici nu o să vă vină să credeți ce decizie a luat. Cred că e vorba de alegerea fiecărui om. Dacă vrei să faci parte din centrul atenției cu toată dorința, cu siguranță poți fi. Adică arunci în presă câteva zvonuri, le mai dai și apă la moară și gata, ești în centrul atenției. Eu întotdeauna am încercat pe cât pot eu de mult ca relația mea cu soțul meu să fie chiar acolo la noi în casă și cred că e unul dintre secretele longevității relației noastre, mai ales că avem adică suntem în showbiz de atâta timp, de peste 20 de ani. Cred că este unul dintre ingredientele importante. Trebuie să ai până la urmă o limită, până când îi lași pe oameni să intre la tine în casă. Și cumva el m-a făcut să înțeleg treaba asta, pentru că el e cel discret și el și-a dorit discreție și ne-a ajutat foarte mult ca și cuplu. Vă susțineți reciproc? Cum te susține? Cum îl susții? El este o completare extraordinară a mea și eu pentru el la fel. Suntem și la bine și la greu împreună. El mă susține întotdeauna și este în spatele fiecărui proiect pe care îl fac. Dacă nu este fizic, este clar cu tot ce înseamnă parte de marketing, idei, pentru că se implică în orice, în orice fac, fie că e vorba de muzică sau de alte proiecte. Pe lângă faptul că este o femeie norocoasă când vine vorba de partea profesională și cea amoroasă, Elena Gheorghe și sora sa, Ana, ne-au mărturisit că au o relație specială, iar atunci când au nevoie de ajutor, apelează una la alta. Ne-am mai certat când eram micuțe pe haine. Asta era certa zilnică, dacă pot să spun așa. Dar înainte de toate suntem bune prietene, surori, vecine, că stăm amândouă una lângă alta la același etaj, ne creștem copii împreună și cred că acesta este secretul. Faptul că suntem una lângă alta tot timpul. Care a fost ultima ceartă dintre voi două? De la ce a pornit? Știu eu. Și de la ce a pornit? Amelie se duce la tușii sa, adică la mătușii sa, că îi zice tușii, și mănâncă dulciuri. Iar eu sunt oarecum cu limită cu dulciurile în ceea ce privește copiii, pentru că prefer să le facem în casă dulciuri. Iar ea îmi spune, mami, vezi că mă duc până la tuși, că m-a chemat să-i duc ceva. Și tuși, o aștept cu ciocolată, o rog frumos să nu spună, să rămână secretul nostru. Și primul lucru pe care îl face atunci când merge la maică sa, mami, i-a primit ciocolată. Adică măcar un secret nu putem să ținem... Dar, na, e copil și până la urmă știi cum e, te vin de la primul colț, adică la 2 metri. Și îți dai seama că am sunat-o și am zis, nu-i mai da. Mai ales că lucrurile astea se mai întâmplă și seara și ea e destul de agitată când mănâncă, după ce mănâncă ciocolată.
Și am sunat-o și am spus: nu-i mai da, nu-i mai da. Cearta durează puțin până când merg cu un măr la Amelie și gata, totul revine la normal. Vă susțineți reciproc, vă dați sfaturi una alteia, sunteți cele mai bune prietene, aș putea să spun? Da, da. Elena îmi cere foarte des părerea și eu, bineînțeles, dar ea ține cont foarte mult de ceea ce o sfătuiesc eu, chiar și cu o ținută, chiar și înainte să plece, avea de gând să se îmbrace în altceva și am zis că ar fi mai bună alegerea aceasta și uite că a ținut cont de ea, ca dovadă. Elena, cum a fost în pandemie? Voi să mai spui ceva în legătură cu relația dintre tine și vreau să spun că pentru mine este foarte importantă părerea surorii mele, părerea familiei mele, pentru că ei sunt cei care sunt corecți și spun adevărul, adică nu ocolesc. Știi că, în general, persoanele publice au parte de vorbe frumoase, de zâmbete largi, chiar dacă poate în unele situații nu e cazul să faci așa ceva. Dar sora mea o spune pe șleau, e bine, nu-i bine, și de asta mă bucur când am oameni din familia mea care îmi sunt alături și sunt pe bune, adică sunt corect și îmi spun adevărul în față. Că e foarte ușor să auzi doar ceea ce îți convine, exact, în general, exact. Sau doar ceea ce ai vrea să-ți convină. Dar de multe ori adevărul e altul. Da, doamnelor și domnilor, toate bune, nu e data din Star Trek. Star Trek este prietenul nostru, Morris, foarte frumos. Cum îți faci de cap anii în weekend? 20 de secunde. Cum îmi fac de cap în weekend? Da. Nu știu, că nu m-am gândit la ziua de mâine, trăiesc acum. Cu băieții. Păi cu băieții mei, da. Da. Cu Adam și cu Marcel. Da, trăim vremuri foarte grele și e foarte important să trăim prezentul. Da, mulțumim foarte mult, Ani, Amalia, Morris, luni cu, de asemenea, alte minunății. Toate bune, weekend frumos. Acest program